Adică subiectul de azi este cum să vinzi prin Facebook și Instagram. Eu sunt gata, voi spuneți-mi dacă eu mă aud. Suntem gata să începem? Așa, la mine e cerată că s-audi. Asta înseamnă că e ghine. Asta înseamnă că noi suntem cu voi pe o undă care în ipoteză are șansă să devină o seară extraordinară. Deci, I'm ready to start. Voi ce faceți? Așa, eu mă uit în telefon la comentariile voastre, mă uit încolo, vă văd, dacă mă uit o lecție mai în altă parte, înseamnă că mă uit să vă văd comentariile. Spuneți-mi, rog mult, dacă seara la voi începe ok, dacă voi sunteți bine dispuși, dacă noi cu voi urmează să avem o zi productivă, pentru că noi discutăm azi despre cum să ne vindem serviciile, produsele, pe direcția de Facebook, Instagram, rețele sociale, în contextul sărbătorilor de iarnă. Dacă este diferență sau nu, adică azi subiectul este despre asta. Așa, haideți să vedem dacă salutare. De unde sunteți? Scrieți-mi, vă rog mult, de unde voi sunteți. Și desigur că nu uităm că acum e momentul să spuneți celor din jurul vostru, prietenilor, neamurilor, vecinilor, să moară de șiudă, să le spuneți despre webinar, să faceți un screen, share, record, să mă tăguiți, pentru că la mine ultimul stories este link către live-ul nostru în real time, așa că puteți să faceți un ghiniu și să le dați și lor o lecție de conținut. Așa, salutare, bună Ludmila, bună Loredan, Tina, Ionela. Voi, apropo, puteți să trimiți aici ofertele voastre și eu să le citesc și minim până la 100 de oameni pe care azi așteptăm să se adune în perioada webinarului. Am avut peste 500 de clicări și am avut 180 de înregistrați. După statistica ratei de 40%, așteptăm până la 100 de persoane, dar eu zic de fiecare dată că nu contează numărul, dar aici amuia momentan sunt 33 de persoane, 33 de oameni care au zis că vor să petreacă seara asta cu noi. Deci eu vă mulțumesc pentru acest moment și vreau să petrecem seara cât de posibil de productiv. Tema azi e interesantă, o să vă împărtăș câteva instrumente, câteva tipsuri și o să aștept să-mi dați și un feedback dacă e relevant pentru voi. Pentru că azi alături de voi sunt eu, Dumitru Talmazan. Vreau să-mi spuneți dacă din cei prezenți toți au făcut cunoștință cu activitatea mea, să-mi dau seama cât de mult. Știți, un training are câteva de astea, un webinar, dacă vreți, câteva etape. Întâi se face o introducere, până acolo oamenii dorm la fix la 7 încep partea de eveniment, respectiv până se adună oamenii, până se comunică, se face cunoștință cu tema, cu speakerul, cu sala, audiența în situația dată și după care se trece la procedeu. Ca să-mi dau seama cât de mult timp să facă introducerea până să adun oamenii. Spuneți-mi cu 1 dacă sunteți prima oară și cu 10 dacă ați mai fost vreodată la vreun webinar, eveniment, marca Talmazan School sau Dumitru Talmazan. Iar eu mă voi uita în telefon și voi vedea comentariile voastre și voi face o concluzie dacă trebuie sau nu tare mult sau să facem skip și trecem direct la subiect. Noi avem un pic de întârziere între ceea ce scrieți voi și ceea ce văd eu, de aceea îți vreau 7-8 secunde, așa că e ca de ghea mâie am început să vină mesajele voastre, 1, 10, 10, 1, 1, Valentina 1, Grigori 1, Olga 1, foarte mulți oameni, majoritatea din cei care acum se uită, așa, care sunt din Chișinău, din Telinești, ok, super, Bălți, noroc Bălți, 10, Ana, Tatiana, Alina Florea se uită la training. Eu zic trebuie asta de menționat. Tare un bun, harnic. Faceți-i follow. Alina.sab. Așa, haideți atunci eu să vă spun în două cuvinte despre mine și de ce eu stau în fața voastră, pentru ca să vă povestesc despre lucruri interesante legate de social media, ca de fiecare dată să avem și întrebări-răspunsuri, să avem și oferte pentru cei care vor să meargă mai mult decât, dar vă promit că nu voi face un element din seria cupi, pentru că îmi dau seama că dacă nu vrei, încă n-ai realizat, nu ai conștientizat, nu ești gata să cumperi, nu contează ce.
Și acest exemplu va fi ca un fir roșu prin tot ce înseamnă și promovarea brandurilor voastre în contextul dat. De aceea, dacă întâmplător la voi, nu știu, nu se aude, se aude rău, aici este așa un butonaș, reconectează. Reconectați și totul o să revină la normal. Cristina din București. Salut, București! Sper mult că unele, ca de fiecare dată, mențiuni rusizme ale mele nu o să vă supere urechile, o să încerc să vorbesc rămânește frumos cum se pologhează. Haideți să vedem cine stă în fața voastră. Mi-a spune Dumitru Talmazan, sunt certificat Facebook, certificat MBA, antreprenor digital, speaker internațional, expert în digital comunicare, deja de o hubă bună de timp. Acestea sunt companiile pe care le reprezint, pe care le administrez și sunt fondator, creator, în cadrul cărora noi căpătăm experiența despre care, în principiu, azi eu o să vă povestesc. Adică nu o să fie o chestie, părerea mea, pentru că am văzut undeva în internet. O să fie pur experiența mea prin cadrul acestor proiecte, pentru voi, la nivel de sfaturi, recomandări, sugestii, gânduri și orice altceva care v-ar prinde bine. Astea sunt proiectele la care sunt speaker internațional, Business Moldest, Universitatea Energie, Talmazan School, Sidorin Lab. De peste 6 ani sunt în domeniul social media, digital comunicării, peste 200 de companii anual promovăm cu ASAP Digital Team, peste 2000 de absolvenți cu Talmazan School, peste 30.000 de participanți la evenimente deschise, bugetul peste 300.000 anual pe care îl administrăm și care ne permite să discutăm. Dar ia că așa a început calea mea, pentru vă dau acest screen sau această istorie să vedeți, pentru că foarte mulți vor tare mult deodată sau cred că cumva e că eu vorbesc acum în fața voastră și m-am născut în zona asta. Dar asta a fost altfel un pic. Eu e că așa arătam 10 ani în urmă, când era perioada la Nokia 1100, care avea un fanaric tare fain și dansa gene pe masă. Am aia să zice că iPhone-ul deja 12 Pro stă pe masă, sigur. Dar mulți nu știau că Nokia ca tare prima stă pe închișoare. Respectiv, elementul de experiența mea în social media a apărut când am avut agenția de nunți și așa erau prin 2013 tipurile de postări, comunicare în care neapărat trebuie să spui bună dimineața cu cafelușcă, așa din Google luat focile. Neapărat pe fotografie era un fel de pattern, dacă vedeți, și cumva eu vedeam foarte haotic, azi mulți vorbesc de personal branding, noi îl făceam încă prin 2014, la nivel de instrument, nu pentru că trebuie, dar așa credeam noi că ar fi interesant lumea să afle despre asta. Azi este devenit deja un instrument, un instrumentariu care ne-a permis. De ce? Dacă să vă fac două screen-uri despre mine care am fost ieri, asta este cam așa ceva. Am terminat școala de la Sarata Galbenă, am fost prin Siberia, am terminat Colegiul de Comerț, Academia de Arte, am fost în Sankt Petersburg, am lucrat, jucat în teatru. După care am început să fac antreprenoriat. În 2013-2014 am fost PR manager la o agenție de caritate, Adra Moldova. Am avut propria afaceri special, după care am lucrat ca social media manager la Granat, Om, Niagara, Marsala. După care am început din 2018 să mă ocup cu antreprenoriatul. Am creat așa proiecte care activează în mai multe țări și astfel noi cumva e că am ajuns aici ca astăzi să avem mii de clienți. Dar când spun mii, adică real mii, nu vă mint, sunt mii de beneficiari care au fost la cursurile noastre, care au fost clienții noștri la SAP, care au primit consultațiile mele individuale sau corporative, care au lucrat cu noi pe direcția de instruire, social media, toate momentele astea au avut loc a fi ca pași în activitatea social media. Câteva companii naționale, ONG-uri comerciale care au avut parte de corporative de o lună, jumătate, un an de zile. Respectiv, asta a fost calea mea. Asta a fost calea mea prin care eu am ajuns azi să lucrez destul de mult și să-mi ocup practic viața cu domeniul de digital comunicare, care a devenit un domeniu foarte și foarte, spunem așa, important. Dar spuneți-mi despre voi. Voi ce faceți? Ce sunteți voi? Antreprenor, SMM-șic,
targetolog, copywriter, simplu cetățean al Republicii Moldova, ori worldwide, oriunde nu veți fi. Ce faceți voi? Care este funcția voastră? Pentru că bănuiesc cum să ne promovăm în rețele de socializare pe timp de perioadă de anul nou sau în general sărbătorilor, dar în special o să vorbim despre perioada aia cacuș decembrie, care până pe 25 încă mai putem face valuri, după asta până pe 10 ianuarie putem să stăm pe burtă. Care este rolul vostru? Puteți să-mi spuneți în două cuvinte. Cristina Postolache, eu zic să-i faceți follow. Cristina underline PST. Aici sunt parcă la destea. Felicitări de, cu ziua de naștere. Așa, Natalia este antreprenor. Sanda, student la marketing. Sanda, felicitări. Un domeniu extraordinar. Sper mult că acolo vă învață tare multe lucruri interesante. Îmi plac studenții de la marketing. Bobeica Loredan, fondator web developing, student la marketing și logistică. Dețin o firmă de curățare a mobilii moale. Ok, antreprenori avem. Ok, bun. De ce întreb despre rolul vostru? Pentru că o să împart în două tabere. De ce cred și sunt sigur de asta că o să împart în două tabere. Prima tabără va fi cei care vor face asta cu mâinile lor. Da? Chiar dacă e antreprenor, el îți ducă de seară și seteze și o publicitate, scrie un text, să răspund la telefon, așa e antreprenoriatul la începuturi. Dar sunt cei care vor, trebuie să înțeleagă azi cam încotro merge tot asta și ce se ceară de la angajaților. De aceea voi trebuie să vă calibrați personal în ce direcție voi vreți să mergeți. Așa, SMM manager la moment sunt SMM, așa, mamă în concediu, îngrijirea copilului. 30% din clienții de Almazan School sunt mame în concediu cu îngrijirea copilului, sau cum zice, mame în decret. Așa că Tatiana, este un cântec, You and Arlan, am terminat Academia de Arte și mă mai împinge așa câteodată. Primul training social media în 2013. Ok, Elena visează să aplice la marketing. Ok, bun, haideți să spunem cel mai important lucru, să pornim la drum. Este așa o vorbă când făceam training-urile prin Rusia, la Business Moldest, dai agnea, este așa o frază, adică puneți în chat foc. Dacă vreți să pornim la drum, dați-mi foc, go, fire, dați-mi dinamic, ca eu să înțeleg că 50 de oameni care la moment stau la noi în chat sunt cei mai activi, cei mai vii oameni. Îmi place formatul de webinare, avem posibilitatea să discutăm. Nu îmi place că jumătate din informație nu se aude, cineva se defocusează pe activitățile zilnice, dar sunt mulți care ne scriu după asta. Sunt mulți care fac stories-uri. De ce vă îndemn să faceți stories-uri, să tăguiți almazan.md acum sau la final și să vă spuneți părerea. Pentru mine o să fie foarte important, să-mi dați un feedback în privat. Nu e un soi de comunicare, drept că la mine în față stăm eu un Canon și mie e cam greu să simt emoția care voi o simțiți, dar totuși eu cred că noi putem azi să luăm și ceva util. Așa, fire s-a început, eu sunt gata să încep. Deci, prieteni, colegi, haideți să pornim la drum și tematica, cum spuneam, este cum să vinzi în Instagram și Facebook în perioada sărbătorilor de iarnă. De fiecare dată vă îndemn să conștientizați acest mesaj. Că insight-ul de bază urmează să-l descoperiți. Nu contează că s-auziți despre marketing sau despre instrument. Întrebarea puneți-vă, voi faceți asta sau nu? Pentru că și vorba, spui, am fost la un training, am făcut un check-in, dar până la urmă, voi faceți aceste lucruri sau nu? Puneți-vă niște points-uri. Mulți, apropo, în webinar fac notițe și mie îmi place să văd story-urile voastre în care voi ne arătați câte notițe v-ați făcut. Vă îndemn să o faceți și acum. Respectiv, cum ne pregătim? De ce eu cred că acest subiect este relevant pentru noi astăzi? Sărbătorile de iarnă, nicto ne atmineau, sărbătorile de iarnă sunt inevitabile. Noi va trebui să le întâmpinăm, chiar dacă în pandemie asta a complicat încă și mai mult, pentru că toți au trecut pe online, pentru că și cel care nu era în online, nu era online, dar cel care a fost în online și-a mărit rotațiile în contextul ăsta. De ce? Azi va trebui să conștientizăm un pic mai atent elementul de da, sunt eu în online, corect, și m-am pregătit eu pentru online în sensul direct a cuvântului sau nu? De ce ne pregătim prin a răspunde la câteva întrebări?
Prima întrebare, care vă îndemn să vă notați aceste întrebări, pentru că voi va trebui, vis-a-vis de fiecare întrebare, să dați un soi de explicații pentru voi, ce să faceți voi. Eu azi vă dau vectori, vă dau exemple, dar voi va trebui pentru business-ul vostru, cineva în servicii, cineva în produse, cineva doar vrea să înțeleagă, dar și asta marketing. De aceea, prima întrebare care eu mi-aș pune și care eu mi-o pun în contextul de promovare este unde? Unde noi urmează să facem comunicarea noastră în online? Unde? A doua întrebare este cui? Cui urmează să arătăm mesajele noastre? Cui urmează să îi transmitem call to action, apelul către acțiune la nivel de vânzare? Și a treia întrebare este ce? Ce o să arătăm la acești mulți stimați oameni? Adică trei întrebări. Unde, cum, unde, cum, când? Unde, cui, ce? La nivelul de comunicare. Foarte vitale întrebări, pentru că dacă incorrect veți răspunde, veți cheltui buget în dodi și veți pierde multe lead-uri în formatul ăsta. Aceste trei întrebări vor fi un fel soi de fir roșu prin care eu voi comunica azi în cadrul webinarului nostru, iar prin prisma la câteva zone foarte importante. Cum se face comunicarea? Cum se face comunicarea? Următorul slide, eu aș vrea voi să-mi scrieți da sau nu. Ați auzit voi sau nu de inbound marketing și outbound marketing? Cei din marketing, ia, voi primii trebuie să fiți care să-mi răspundeți la această întrebare. Voi studiați? Dacă sunteți student, răspundeți în studiez. Inbound, studiez da sau studiez nu. Ar însemna că voi studiați și ați auzit sau studiați și n-ați auzit de inbound marketing și outbound marketing. Iar ceilalți antreprenori sau social media, spuneți-mi dacă ați avut interacțiune cu acești doi termeni, inbound și outbound. Așa, nu. Studiez, nu. Nu, nu. Nu, 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 nu. Minimul cei care au răspuns, azi deja ceva nou să ia cu ei, mai ales cei care studiază, mergeți la facultate și întrebați profesorul cât de important este să înțelegem acești termeni, dar vreau să vă spun, chiar dacă n-ați auzit, vă ați auzit, pentru că în continuare eu o să vă povestesc despre ei, pentru că ei o stă la fundamentul comunicării noastre și ce acțiuni să implementăm în comunicarea noastră o să fie bazate pe aceste două forme. Inbound și outbound. Deci inbound marketing este următorul. Este crearea, sau voi știți precis, este targetarea. Deci ceea ce noi targetăm prin publicitate. Cu alte cuvinte, dacă să vă dau încă o dată screen-ul să vedeți, poate să vă faceți screen, crearea de conținut targetat care va răspunde întrebărilor nevoilor clientului, adică voi personalizați interacțiunea cu clientul sau companie, iar fiecare etapă are diferite acțiuni de marketing. Prin natura sa inbound marketing-ul, după cum spune textul, face mai mult pe canale, adică ce îmi place mie din inbound marketing este comunicarea multi-channel. În 2021, apropo, asta va fi unul din trendurile ca voi să vă identificați audiența și să creați în baza inbound marketing-ului mai multe canale de comunicare. Dar, dacă vorbim de outbound marketing, este un fel de viceversa. Contrar metodei de inbound, este activitatea sunete la rece, pe yellow page, participare la seminarii, expoziții, reclamă, stradală, TV-ul. Cu siguranță ați auzit, nu? Acum, dacă să vă mai pun încă o dată întrebarea. Inbound marketing. Noi discutăm despre publicitatea targetată. Aici ar intra cu siguranță și Google-ul, și Facebook, și mail marketing-ul. Partea în care noi targetăm și pe fiecare canal noi folosim anumite parametri pentru ca să identificăm audiența noastră. Și outbound, asta ar semna că luăm yellow page-ul, deschidem companii de Horeca și începem să sunăm bună ziua, flyer împărțim la intersecții, dăm la TV, dăm la radio, cu siguranță, da, e că Tatiana spune așa, le știu. Tatiana reține doar ca moment și ceilalți, e important pentru că, știți, am realizat o chestie, nu nouă, dar importantă. Noi intrăm în era în care
În rusă este un termen, se cheamă niscăcitotnoi marketing, în care marketingul de proastă calitate va fi greu să aducă rezultat. De ce noi trebuie să intrăm în era în care noi trebuie să ne deprindem cu terminologia care vine din vest, est, unde deja se practică de mult. Respectiv, eu aceste două elemente le-aș pune și le pun la baza comunicării și începem să descompunem zonele noastre. Așa, poți să-mi dai un slide-ul inbound încă o dată? Sigur, sigur. Așa. Dăm încă o dată slide-ul. Ăsta, da? Tina. Pentru Tina facem reclamă e pauza. Eu nu știu dacă eu am dat, dar Tina, sper mult că ai reușit să faci screen. Așa. 1, 2, 3, cred că au reușit. Respectiv, când discutăm despre fundamentul, noi spunem așa, cum să faci comunicare? În perioada sărbătorilor de iarnă, chiar dacă eu aș pune asta la fundament, dar acum e important, pentru că eu când îți trec la instrumente, eu o să vorbesc concret ce trebuie voi să faceți. Acum vreau să vedeți cam unde o să încadrez de comunicarea asta. Deci voi vreți să faceți acțiuni de ieșire sau acțiuni de intrare a marketingului, o să folosiți flyere pentru ca să împărțiți, pentru că ele tot sunt faine, sau o să folosiți reclamă targetată. Și aici ne întrebăm unde? Unde noi vom arăta publicitatea noastră? Unde noi vom afișa anunțurile noastre în baza inbound marketingului sau outbound marketingului, noi ne vom da seama ce se întâmplă acolo. Deci uitați-vă, cel mai important element în activitatea social media marketingului, marketingul pe general, în activitatea unui antreprenor pentru perioada acum, dar și la anul, dacă vreți, este focusul. Focusul e important să luăm în calcul pentru ca noi să putem număra și știm foarte bine că noi avem rețele sociale diferite. În Moldova cam mai este cele mai de top, mai este Twitter-ul și Contacte care mai puțin, deja următorul val mai puțin merg, sunt încă mai multe rețele și ce este complicat și de ce trebuie să vă întrebați despre focus? Pentru că voi nu o să aveți resurse. Voi să aveți o lună de zile pentru să vă promovați ofertele, serviciile. Voi să aveți buget limitat, oameni puțin, timp puțin. Întrebați-vă încă o dată, care este focusul meu în întrebarea unde? Adică pe ce fel de platformă din rețeaua socială eu voi afișa publicitatea mea? În Facebook, în Instagram, în Pinterest, în Classic, în Contacte, o să cumpăr bază pe WhatsApp sau o să fac un canal de Telegram? Adică unde eu îmi voi desfășura activitatea ca main focus? Asta e mega important. Prima întrebare de focus. Cui? A doua întrebare. Cui? Cui noi vom afișa publicitatea? Și aici este cel mai mare bloc și cel mai important. Pentru că vreau voi să vă notați, chiar notați, următoarele slide-uri stau la fundamentul unor procese în ASAP Digital Team. Adică dacă nouă ne vine, avem perioadă puțină sau perioadă de sărbători sau sfârșit de an, eu recomand că următoarele slide-uri și ele aduc rezultat destul de bun. De ce? Notați-vă pe puncte. Deci, în primul rând, noi lucrăm cu audiența caldă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, de fapt, în marketing sunt trei tipuri de audiențe de bază. Este audiența rece, acei care nu auză de voi sau nu vă recunosc. Este audiența caldă, cei care au interacționat cu voi, au văzut pe voi, au auzit de voi, ceva s-a întâmplat cu dânsi. Și audiența fierbinte, acei care deja au cumpărat sau cei care deja au completat formularul la voi, acei care deja au trecut mai deep în raport cu brandul vostru. Respectiv, luând în calcul aceste momente, noi ne dăm seama un lucru. Noi avem cu voi câteva tipuri de audiențe. Iar pentru sărbătoare, pentru perioada asta în care noi suntem la sfârșit de an, haideți să nu inventăm roata. Adică nu încercați să creați campanii de poziționare. Mai ales dacă sunteți business mediu, în care are 10 zile, 20 de zile pentru publicitate și el mai încearcă să inventeze poziționarea companiei. Acum veți număra bobocii. Tăi ce-ați lucrat anul ăsta, în audiență caldă s-a strâns audiență. Dacă n-ați creat-o, atunci vă recomand să faceți cunoștință cu ecosistemul. Apropo, noi avem și un maraton de creare a ecosistemului. El e vreo 200 de lei. Scrieți în privat și vă dau detaliile ca să creați aceste audiențe.
în contextul ăsta. Respectiv, sunt mai multe audiențe, audiențe personalizate, care au un moment crucial. Este audiență care răspunde de pagina de Facebook, este audiență care răspunde de pagina de Instagram, este audiență cu clipul video, oamenii care au intrat la voi pe site, baza voastră de date, activitatea din aplicații, evenimentele voastre. Toate aceste audiențe sunt importante pentru că ele vă salvează bugetele. Audiențele personalizate vă salvează activitatea și acolo audiențele personalizate se poate salva până la 365 zile. Adică tot anul, dacă omul a văzut videouri, măcar și în decembrie anul 2019, eu în decembrie 2020 pot să-l targetez și să arăt anunțul meu de reducere. De ce? Pentru că el minim s-a uitat la niște videouri. Respectiv, notați-vă ce audiențe trebuie să setați în publicitate. Prima audiență, asta este toți cei care v-au scris mesaj ultimele 365 de zile. Această audiență eu aș folosi-o nu doar pentru audiența de anul nou, dar aș face și niște experiențe. Spre exemplu, voi setați publicitate, mulți acum lucrează cu tipul de campanii la nivel de scriere de mesaj. Și vouă, toată luna v-au scris de 500 de oameni. Asta nu e mult. 10 mesaje pe lună, 20 de mesaje pe lună și iată voi aveți 500 de mesaje. Respectiv, voi știți că la voi au cumpărat 20, 50, 100. Dar ce s-a întâmplat cu cei 400? Ce s-a întâmplat cu acei oameni? Respectiv, noi creăm o audiență, toți cei care ne-au scris ultimele 30 zile, și la restul 400 le arătăm un alt mesaj. Upsell, cross-sell. Da, adică noi lucrăm deja un pic mai smart în formatul ăsta. Deci prima audiență care vă recomand este toți cei care v-au scris mesaj în ultimele 365 de zile. Mai este o audiență toate interacțiunile cu pagina de Facebook în ultimele 365 de zile. Toate video durata 10 secunde sau 50% ultimele 365 de zile pe Facebook. Adică noi avem postări în pagină. Noi am făcut niște campanii cu videouri în care noi am făcut invitații, am arătat un interviu la TV, am făcut un live și la live-urile astea, la videourile astea s-au uitat oameni. În audiență personalizată există, uitați-vă în coloana din dreapta, blocul de jos, Instagram account și este penultimul Facebook, pagina de Facebook. Dar este în stânga, clip video. Păi iată, dacă clicați acolo, puteți să selectați toate videourile și ce durată vreți să scoateți dintr-un audiență. De 3 secunde, de 10 secunde, de 50%, 75%, 95% sau 90%. De ce aș recomanda să le scoateți diferit? Pentru că, fiți de acord, omul care a privit 3 secunde sau 10 și omul care a privit 50% sau 75%, el la nivel de încălzire sau la nivel de importanță, la nivel de calitate, este total diferit, da? Respectiv, în contextul ăsta, trebuie luat momentul ăsta în calcul. Avem toate evenimentele, cei care au deschis. Aici aș menționa un detaliu important. Dacă voi sunteți business care creează evenimente, gen Facebook Events, da? Noi avem așa ceva. Înainte era așa, știți, going și not going, interested. Puțini care dau going se duc la evenimente. Fiți de acord? Puțini care dau interested, sunt interesați sau spun că nu au reacționat, nu o să vină. Adică la noi, în Moldova, cel puțin se poate discos așa o concluzie că oamenii care au dat going nu vin la evenimente, dar oamenii care nu au dat going vin la evenimente. Da? Din practică, cam așa se primește. Respectiv, dar, dacă la voi evenimentul este cu un titlu bun, și omul deschide, prindeți-vă, dați-mi un plus dacă eu am dreptate, minus dacă n-am dreptate. Voi faceți scrolling în pagina de Facebook și voi vedeți un eveniment. Cum să slăbești cu 30 de kg în 2 zile. Setează publicitatea în Facebook targetat. Aleargă maratonul nu știu care. 3 sfaturi în contabilitate. Dacă titlul și tema este bună, voi minim veți deschide acest eveniment. Plus sau minus? Pentru că asta o să conteze în exemplificarea mea, pentru că această audiență, toate evenimentele care au deschis, se manifestă nu la cei care au dat going sau interes, dar cei care au deschis evenimentul.
Voi nu m-ați deschis evenimentul, n-ați făcut nic acolo. Ticket, nică n-ați făcut. Eu de-am evaluat în pixel, în audiență. Respectiv, eu pot să vă arăt vouă publicitate sau pot să vă arăt un alt mesaj, 365 de zile vă țin în audiență dată. Vreau să văd dacă am dreptate sau nu, da, în mare parte oamenii rezonează, 50 de persoane sunt în live, vă mulțumesc, sper mult că voi sunteți la fel de activi și o să puteți îmi dați și feedback, conectați-vă, vă rog mult, discutăm despre următoarea audiență, toți care au scris mesaj pe Instagram, toți care au interacționat pe Instagram deja, care au văzut video pe Instagram și toți vizitatorii site-ului sau landing page-ului. Faceți un screenshot la acest ecran. Pentru că aceste audiențe trebuie să fie must-have pentru toți targetologii care vor să facă campanii de remarketing, care vor să seteze publicitate către audiența caldă, sunt o parte din audiențe. O parte din audiențe, dar foarte important ce faci strategice. Am încă o audiență care 99,9% voi niciodată n-ați făcut-o. Eu am făcut-o de două ori în viață, poate anul ăsta să o mai fac o dată, așa tip de campanie. Imaginați-vă că voi, iarăși, vorbim de mesaje, voi setați publicitate un an întreg, ați cheltuit vreo 35.000 de euro pe publicitate, dacă luăm că la voi publicitate e vreo 200-300 de euro pe lună, și ați generat în jur de 5.000 de mesaje. Da? Ați generat 5.000 de mesaje, dar voi știți că o cumpărat nu tăți. Și nici nu trebuie să cumpărități, dar oamenii care v-au scris mesaj, este o audiență foarte bună. Este o audiență cu interes. Adică rar care scriu mesaje bună ziua, preț, și lui nici nu-i trebuie masajorul de cap. Da? Adică eu n-a scriu preț la cât e tușul. Numai dacă n-ați vreau cadou sau dacă n-a să vreau. Respectiv, dacă eu v-am scris, este mare ipoteză că eu sunt clientul potențial al vostru. De ce eu vreau să vă prezint o audiență și un tip de campanie la care testați-o, atent, pentru că campania asta presupune următoarele. Când intrați în audiența voastră personalizată, voi trebuie să creați campanii de mesaje. Uitați-vă, persoane care au trimis mesaj paginii tale. Se includ numai persoanele care au trimis mesaj paginii tale. Este o audiență specială, dar și specifică. Toți cei care au scris mesaj trimite-mi în inbox. Ce înseamnă asta? Când noi setăm în contul de publicitate campanii de mesaje, noi avem posibilitatea să nu trimitem oamenii spre trafic sau să selectăm ca placement. Știți, voi vedeți un anunț în feed-ul vostru și voi clicați și deschide mesagerie. Da? Asta este campanie de message, cum ar fi. Dar acest tip de audiență care vă l-am arătat recent, acest tip de audiență, doar făcând audiență toți cei care au scris, numai la oamenii ăștia, voi puteți trimite mesaj în inbox. Adică nu în placement-ul message, dar chiar ca mesaj de la brandul vostru. Asta costă, mi se pare că $10 pe 1000 de mesaje, dar e tare fain la final de an să faceți o campanie de asta și să felicitați pe toți cei care v-au scris vouă mesaje. E tare fain să știți că voi luna asta ați generat 3000 de mesaje și ați făcut la final de lună o campanie de remarketing, dar nu remarketing clasic, dar în inbox. Da, o să-l iei ca spam. Este așa probabilitate ca vouă să spună. Și îi scrie mesaj, pentru că asta să fie foarte ca inbox, de parcă brandul v-a scris vouă personal. Dar dacă mesajul vostru să fie corect, dacă voi o să aveți o relație cât de cât cu publicul vostru, eu nu văd vreo problemă în asta. Adică testați acest instrument. Colegi, cei 50 de oameni care sunt acum în chat, vă rog frumos, dar vă rog foarte mult, dați-mi cu 100 dacă e relevant pentru voi ceea ce discutăm azi, cum discutăm noi azi. Dar vă rog să văd 50 de mesaje, pentru că cu excepția celor care merg la volan și nu au capacitatea să clicheze ca comentariu. Dați-mi 100 dacă e bine și în descreștere, dacă 90, dacă e taxi pe vicerinca, 10, dacă e vopșe niciom, este discuția noastră de azi. Respectiv, în contextul ăsta vreau să văd, noi mergem în direcția corectă sau nu? Haideți!
aștept câteva secunde pentru că pentru mine o să fie destul de important refresh-ul ăsta. A, oamenii au scris cu 10 și care au scris cu 10 dați 100 dacă voi ați avut în vedere câtă de șcarnă. Pe cât de relevant, maxim 90, maxim eu acuș în continuare, zic de fiecare dată, iar rabotul e în tibia. Acuș eu o să mă corectez. Pe cât de relevant pentru voi este acest moment? Așa, 95, Diana, este lumea, cei care comentează, mă uit, sunt destul de conectat și văd logic. Mesajul meu e unul foarte simplu, că noi discutăm despre momentele legate de vânzarea produselor sau serviciilor în perioada de anul nou în special. Noi discutăm despre faptul că oamenii n-au nevoie de produsele voastre, oamenii n-au nevoie de postările voastre. În același timp, oamenii sunt destul de predispuși să cumpere produsele voastre și să citească postările voastre. Dacă voi mă nimeriți, da? Dacă voi acum o să vedeți apartament, reclamă. Mulți companii acum vând apartamente. Întrebarea este, voi poate că sunteți target de apartament, dar dacă voi prima oară vedeți această companie care vinde casă, încrederea voastră e scăzută. Dacă voi vedeți specialist în manicură, în frumusețe, vedeți un salon, salon Diana, fără supere cineva, care este gradul de încredere către acest Diana? Dacă voi niciodată n-ați văzut logotipul lor, dacă voi niciodată n-ați lucrat cu dânșii, respectiv, vânzarea către audiența rece, asta e samoubistvă, sinucidere, pentru că voi n-aveți bani să procesați în 20 de zile elementul de 300.000 de oameni și pe urmă încă cu vreo 50-100 de dolari să mergeți în remarketing cu 2-3 mesaje, să aflați care mesaj e mai bun și ca să, în final, să faceți vânzarea. Azi voi trebuie să vă focusați pe a scurge tot ce ați lucrat anul întreg. Iar lecția care s-o luăm noi, inclusiv azi, este că începând cu ianuarie, trebuie să aveți toate audiențele, trebuie să aveți ecosistemul, că voi lucrând tot anul, în decembrie, să n-ajungi la un webinar în care eu spun, dar aveți audiență de mesaj și voi spuneți, nu știu, dar și îți putea așa ceva. Adică elementul e foarte important. Nicoleta 0, Diana cu cer 0. Diana, Nicoleta, spune-mi, te rog frumos, cu ce am greșit? E ca parcă e ca așa, dreptul închept, măi, m-ați spălit. La voi unul nu lucrează sau chiar e 0? Chiar așa de strașnic, tăt? Diana, Nicoleta, în sănătatea voastră. Ce este important pentru voi, cei care ați ajuns la etapa actuală? Am înțeles. Da, față de noua frizerie. Interes zero. Aha, voi răspundeți la altă întrebare, dar eu încă credem că voi dați notă. Ponel, pentru că mama mea retrăiește. E când vede că oamenii nu apreciază activitatea fiului, e retrăiește. Respectiv, colegi, cei care sunt aici, eu știu că la noi o parte intră, ies, o parte îți duc, până la final vreo de oameni îți vad webinarul, în reluare cineva îți vad, dar cei care ați ajuns aici, am pentru voi acum un cadou. Un cadou foarte simplu, care noi îl dăm, rar, dar îl dăm și amuia înainte de anul nou vreau să-l dau. Dacă voi faceți publicitate, dacă voi vreți să creați o campanie, uitați-vă. Există Instagram-ul meu. Trebuie să faceți un stories, important că trebuie să faceți un stories, să mă tăguiți pe mine, și în mesaj să-mi scrieți, Dumitru, vreau un follow-up gratuit. Deci eu vă promit să facem un fel de audit, un fel de răspuns la întrebări, la problemele pe care voi le aveți, acum la început de decembrie sau final de noiembrie, să vedem, să stabilim un grup o dată în perioada asta. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți pe talmazan.md făcând un stories, vreau un follow-up gratuit. Și voi primiți un follow-up care de obicei la noi costă 300 de euro pe an sau 50 de euro oră și voi primiți acest follow-up absolut gratuit pentru că sunteți aici și ați ajuns până aici și ați dat plusicuri, ați faceți stories-uri și sunteți destul de activi. Așa că dacă este relevant, este relevant. Lăs încă două secunde, talmazan.md, ne vedem în privat cu discuții când facem follow-up-ul și așa un cadou pentru voi. A doilea întrebare. Țineți minte, eu am pus trei întrebări. Unde? Ce?
Și mai este o întrebare, da? Acum discutăm despre ce. Ce să postăm noi? Adică ce trebuie să văd eu ca să reacționez? Fiți de acord. Și spuneți-mi da sau nu. Că este prea multă publicitate. Prea multă publicitate este acum în online. De aceea sarcina voastră de bază este să vă evidențiați. Deci nu este posibil ca un brand pe care eu nu-l cunosc, cum spuneau de salon, că încrederea e scăzută. Eu văd multă publicitate. Eu n-am atâția bani să cheltui câtă publicitate eu văd. Și când eu nu cumpăr, tu nu cumperi, din ce ai luat-o tu că produsele tale nu intră în această categorie? De ce? Ori tu ai un produs must have care trebuie la tăți, brads și stau la intersecție sau outbound marketing, da? Sau online le vinzi și ori amu, ori niciodată și dependență de concurență, dar pe lume de undeva să cumpere brads, dar dacă noi avem servicii, produse care tot anul le vindem, de ce om acum trebuie să își cheltuie ultimii? Pentru că, ia gândiți-vă, noi în luna decembrie când intrăm, oamenii au o sumă limitată, standardă. Și doar că s-a prinit că dacă ianuarie, februarie, martie, în unele luni erați de naștere, în luni vreo cumătrie, în decembrie, tăți au de cumpărat cadouri de Crăciun, au de pregătit masa de sărbătoare și au de prioritizat categoriile de cumpărături. Sunt multe servicii, spre exemplu, instruirile. Și mulți care, nu cumva vreau, dar îi spun, băi, la anul. E ca o parte din voi spun așa, la anul o să fac cursuri. De ce? Nu este vital. Adică nu vă arde. Voi n-ați pus bifa și ați pierdut deja ultimele 3 luni de zile în ipoteză din toate auditurile și follow-up-urile care le-am făcut. 90% din oameni nu setează corect publicitatea. Ați pierdut bani, dar mai rabdă, nu e așa de vizibilă. Mai important să-i cumpăr lui iubita mea un trandafir cu duhie acolo pentru că ați și uitat asta crasivă. Deci produsele voastre, dacă fac din categoria asta, voi aveți o problemă. Voi trebuie ori să vă evidențiați, dar cu siguranță este multă publicitate. Și o parte din oameni sunt de acord cu mine. Mersi! Cei care au forță încă la final de sară să mai apese pe butoane. De ce? Dacă nu vă evidențiați, aveți riscul mare să cheltuiți banii pe publicitate, dar rezultat nu o să fie. De ce? Vreau să vă fac un test. O să aveți 5 secunde. Și aici avem 47 de eroi momentan activi. O să rog să vă conectați. Noi cumva în dialog azi lucrăm cu voi. Deci vreau să-mi spuneți ce branduri vă s-au memorat. Dacă noi discutăm totuși despre partea asta de evidențiere, spuneți-mi, vă rog mult, ce branduri vedeți voi amuia în ecranul vostru. Vă dau 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Deci ce branduri, ce postări a căror branduri ați văzut? Scrieți numele, brandul, despre și postarea. Ce ați văzut voi în formatul ăsta? Vă mai dau 3 secunde. 1, 2, 3, pentru că bănuiesc că e la cineva ecranul, e emitit el. Așa, Ioana, Laurent, Shopify, Nicu, Shopify, Ema, ASAP. Ema a răspuns cel mai corect. Așa nu ați văzut. Ok, Laurent, Shopify, ASAP Digital Team, așa, Ilie Dercaci, Shopify. Două concluzii pe direcția asta. Câteva momente. Primul, cei care au văzut ASAP-ul, asta înseamnă că sunt oameni care cunosc agenția și cumva le-a fost recognoscibil. Cine a văzut prima oară ASAP-ul? ASAP, apropo, asta e brandul colțul drept, așa nu. Asta e de la ASAP Digital Team. Cei care l-au văzut pe Laurent, l-au recunoscut pentru că Laurent lucrează cu strategia de brand face. Da? Adică el posterile cu Laurent, practic, sau Laurent, sau despre Laurent. Cineva a văzut Shopify-ul în colțul stâng de sus a doua postare și că aici este prima concluzie și greșeală. Deseori, oamenii văzând ceva, văd altceva. Adică Shopify, asta nu este postare a lui Shopify, este postare despre Shopify, este unui brand american. Apropo, asta e feed-ul meu, eu, așa publicitate am văzut eu. Cineva l-a văzut pe Ilie Dercaci. Adică, mulți nu au văzut multe postări, dar tot asta sunt postări publicitare. Asta e postare targetată. Dacă voi n-ați recunoscut această postare, voi nu reacționați.
De ce voi trebuie să reacționați la... Știți în România internetul și-a deschis hotarele și au apărut multe publicitate de care noi habar n-avem. Genți căchită, căchită fenuri care îți fac, îți dispar coșurile, îți crește impotența sau scade cum acolo. Respectiv, sunt multe, multe branduri care voi n-aveți nevoie de produsele astea. Dar ei bagă publicitate la greu. Și voi, din cauza că nu știți, voi mergeți mai departe. Eu merg mai departe. Senzația asta când stați în Instagram Stories, vă uitați și nici o mâncat, unde și-o fost, ce capul ăsta de sară înainte de somn, când te uiți că tăți și ghini la tăți, și hop, te apare publicitate. Și încă cu 3 scrolluri de astea. Ap tu faci o dată, două, pe un faci swipe deodată. Adică tu nu reacționezi. Ce voi asta au început cu publicitate în Stories? Deci Stories în general, ca placement, eu recomand să lucrați în remarketing, nu în targetare. Adică nu lucrați în Stories, targetând publicitatea. Pentru că Instagram asta este ceva care stă în mână. Eu văd, vă imaginez noapte, întotdeauna gândiți-vă contextul ăsta în care oamenii se uită la publicitatea voastră. Noapte, am pat, stau și văd dinții ăștia stricați. Da? Stories-urile la medicină. Asta e ușasnă. De ce aveți grijă? Ce arătați? Și cine arată? Tot contează. Vorbim despre recognizibilitate, care este un sfat pe tot anul, dar la cineva acolo, ne cu tata și Ghiri. Recognizibilitatea nu ține doar de postare. Adică când vorbim despre recognizibilitate, în primul rând, noi ne întrebăm de la cine este această postare. Da? Mulți poate scrie despre 5 sfaturi în social media. Dar tu zici, de cine asta scrie? Știți cum cu fake news-urile e o chestie așa, specifică. De aceea, hai spuneți-mi acum, vă dau 3 secunde pentru că aici sunt mai simplu, îmi spuneți ce fel de branduri voi vedeți în screen-ul vostru. 1, 2, 3. Scrieți, vă rog mult, ce fel de branduri ați văzut în screen-urile voastre. Pentru că ecranele smitele vă mai dau 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, ce fel de branduri voi ați văzut? Pentru că, de ce 5 secunde? Oamenii nu stau în feed-ul lent așa, stac, cine asta scrie, cine scrie. Oamenii fac scrolling. În scrolling ai 35 secunde să iei decizia, te oprești la postarea asta sau nu te oprești. Și atunci reacționează elementul de ce fel de postare și cine o scrie. Evo, Metro, Cricova, Orange, Cricova, Vivispa, Metro, Orange, Poșta, așa, Orange, Avon, Cricova, Poșta, Orange. Da, vedeți? Cele mai de top branduri. Brandurile care mai puțin recognizibile în activitatea noastră, oamenii nici nu au observat. Spre exemplu, avem noi aici Oasis, avem Sunset, avem Pâca Coita, avem Selfie, avem Vioser, avem Expert Studio, avem Auto Coita. Adică oamenii mai greu au văzut aceste logotipuri. De ce? Pentru că ei nu le-au văzut în viața de zi cu zi. Ei nu au văzut mult și ei nu s-au deprins. Asta se cheamă Jobs to be Done, pe de o parte. Studiem noi în cadrul programului Facebook Start despre Jobs to be Done, în care cei care, când voi vreți ceva, e ca muș de anul nou, voi să vreți, fetelor, haideți să mă ajutați. Vreau să cumpăr cadou pentru soția mea niște cosmetică. De unde eu să cumpăr cosmetică? Puteți să-mi spuneți și recomandări îmi dați. De unde eu să cumpăr niște cosmetică? Asta e foarte important, vă rog să vă conectați. Am și cineva scrie, nu trebuie cosmetic, trebuie iPhone. Da, ca semi pe loc, tot normal. Все zbori. Здесь все. Dușa mi tălcăn se. Așa, fetelor, întrebarea era, și băieți, nu spun discriminare, poate știți niște branduri. De unde eu să cumpăr niște cosmetică pentru Snap? Dorina Dediu, Dorina Dediu. Am crezut că Dorina și-a schimbat familia. Ovico, de la Snap. Oriflame, Avon Visage, Nika, Mon Glow. Așa, mai bine singur să-și ia. Asta sunt de frucini, trebuie luat vouchere. Rofilena, Oriflame,
mai așa lambre cacoită. Așa. Acum, ce mă văpros? Mersi tare mult. Uitați-vă. Cineva a scris Sanda, a scris la elefant. Ultima la și m-aș gândi asta că la elefant eu pot cumpăr cosmetic. Eu ca bărbat, dacă m-aș duce să cumpăr cadou, eu m-aș duce la Montglow. Eu nu știu de ce, dar la mine Montglow, eu îl văd, l-am mai văzut și mi-e pare așa cam scumpușor. Eu habar n-am, da? Oriflame și Avon la mine o leac se asociază cu setul ăsta. Eu e ca lui mama aș cumpăra de la Avon. Nu cred cumva la mine. Asta e job to be done-ul meu. Acest exercițiu este prin faptul că dacă aici întâmplător în chat-ul ăsta să află oameni care vând cosmetică și logotipul vostru sau brandul vostru nu a fost rostit, întrebați-vă de ce. Pentru că de facto, noi cumpărăm de la cei pe care îi cunoaștem. Doar produsele ieftine, gen, nu știu acolo, încărcător, husă, putem să cumpărăm de astea unde, AliExpress, de $2, dar produse care costă mai mult de 10, 20, 30, 50 de euro, de 100 de euro nici nu mai vorbim. Sau localuri, la ce fel de local noi să mergem să mâncăm pizza? Și cineva îți zică Andy's, cineva Caruso, cineva îți zică, ce să mai zic, pizza de la Eloveni, Sisters, dar câte pizza sunt în orașul nostru? Tare multe. Dar noi nici n-ați ne ducem la dâns, știți de ce? Pentru că noi nu știm că ei există. Brandurile voastre nu vând azi, nu din cauza că prețul e scump, nu din cauza că voi n-aveți service nu știu care, asta contează la altă etapă. Azi voi nu vindeți din cauza că nimeni nu știe despre voi. Sau majoritatea oamenilor nu știu despre voi. Vă știu 35. Noi mii de euro cheltuim lunar pe publicitate, am cheltuit foarte mulți bani pe publicitate. Și sunt oameni care prima oară sunt la webinar la noi. Dar noi de-am de 6 ani lucrăm, dacă n-am mai băgat și noi bani în publicitatea plus. Deci când voi o să încercați să vindeți de anul nou, de ce și revin? Vindeți la audiența care vă știe. Pentru că dacă el nu vă știe, el nu va reacționa. Și cu bani puțini voi să pierdeți bani. Dacă voi n-aveți audiență, întrebați-vă ce trebuie să faceți. Ok, anul ăsta să facem așa cum spunește, la anul o să trebuiască să fim în temă și să lucrăm mult, mult, mult mai strategic. Sunteți de acord cu mine sau nu rezonați cu gândul sau cu strategia că unul din lucrurile importante asta este recognoscibilitatea? Ce ziceți voi? Are sens sau nu are sens? E că eu nu văd să-mi vin notificări pe Instagram, precum că sunt taguri, nimeni nu vrea audituri. Înțeleg că oamenii nu prea vor, e ca trei mesaje. Slăbuți. Nu prea vor oamenii nică, dar asta e realitatea noastră. Adică cât n-aș băga eu bani în publicitate, dacă nu vă motivez eu prin a aduce rezultat campaniilor voastre, atunci cum credeți? Ce trebuie să mai fac eu? Și că întrebați voi, ce trebuie să mai faceți voi ca eu să vin la voi? Ce trebuie să faci? Să-mi arătați ce? Să-mi spuneți ce? Pentru că prețul este ultimul la care o să gândească omul. Voi nu odată v-ați dus la Mall, Rogop, Pegas, știind că acolo e mai scump decât la alimentarea de lângă casă. Dar voi vreți să vă simțiți altfel, vreți să, când intri la magazinele astea, miroasă altfel, varietate diferită. Și voi nu știți ce-o postate în Facebook. Voi habar n-aveți câți followeri iau în Instagram. Dar brandul nostru, nu știu de ce, cred că altfel trebuie să comunice. Că trebuie să mărim followeri în Instagram, în Facebook. Pentru ce vă trebuie vouă followeri? Asta e întrebare pentru cei care se treabă de și nu trebuie follower. La nimeni nu trebuie follower. Ce să faci? O întrebare bună, strategică, importantă, vitală pentru toți noi. Vitală pentru toți noi. Ce trebuie să faci? Trebuie să promovezi, să faci boost post sau să faci campanie complexă. Și indiferent că o să faci campanii complexe sau boost post, și când noi vorbim despre asta, noi ne referim că există diferență între a face boost post și a campanii complexe. Asta nu e despre asta. Găsiți la noi în pagină este cum să faci boost post, există webinar despre asta. Dar este diferență. Dar cel mai important, că indiferent de tot momentul ăsta, bugetul va conta tare, tare mult. Ce trebuie să faceți voi? Cum trebuie să lucrăm în sensul ăsta? Întrebați-vă, dar concurența voastră cât buget cheltuie? Știți că este în fiecare pagină este așa punct ca date privind transparența paginii. Și voi puteți să vedeți câte anunțuri publicitare acum concurentul vostru are în activ.
Puteți suprapuneți că ai un minim un dolar pe zi, 5 campanii, 5 dolari pe zi, deja pe data din 1, azi 20, de-am cheltuit vreo 2-300 de euro. Vedeți care este situația pe concurență? Care este momentul care îl cheltui ei? Care sunt canalele prin care îi comunică? Dar care este bugetul vostru? Ia spuneți-mi voi mie. Am eu așa o schemă interesantă legată de buget. Că dacă bugetul vostru este zero pe lună, voi nu sunteți. Dacă bugetul vostru este până la 50 de euro pe lună, voi credeți că sunteți, dar ca tare voi nu sunteți în partea de online digital comunicare. Dacă bugetul este între 50 și 100 de euro pe lună pentru publicitate în Facebook, Instagram, voi sunteți, dar nu sunteți, așa, nici chiar, dar nici pre. Dacă voi sunteți până la 500 de euro, voi sunteți, spuneți că sunteți, v-ați ridicat, dar puțin. Puțin pentru că asta e na grani, dar sunteți tare, 50% din branduri sunt în categoria asta. Dar dacă sunteți cu un buget mai mare de 1000 de euro pe lună, voi sunteți drept, activ, tare, tare vesel, voi nici în contextul ăsta. Scrieți-mi, vă rog, mult care zonă voi sunteți. Ca să vă simplific procesul, este 1, 2, 3, 4. Scrieți-mi cifra. În care categorie voi sunteți? Voi n-aveți bani? Voi aveți de 1000 mai mult? Sau aveți așa, un 50 de euro pentru buspost? Sau voi sunteți cu vreo 100 de euro așa cumva lucrează? Adică care este bugetul vostru? 1, 2, 3, 4, 5. Avem 5 personaje în contextul ăsta. 3, așa, este 3, așa, așa, binișor, până la 500 de euro. Ok, 4. 2, Grigore crede că este, Loredana este, dar nu-i, așa, gata? Nu, mai mult nu-ți doritor, mai mult nimeni nu vrea să se expună, 2, Tina este, dar nu-i, crede că este, Tina crede că este, este, Iulian este, asta e, Iulian Oțchi este. Este, el nici nu scrie suma, el îți că prosta este. Cifrele nu le arătăm public pentru că vine fiscul, da? Așa. 4 Ion. Ok. Statistica, ca de fiecare dată, arată că majoritatea oamenilor au un buget de până la 200 de euro. O mică parte au un buget de la 500 la 1000 și foarte puține la 1000 în sus. Care este concluzia în contextul ăsta? Bugetul contează foarte mult. Bugetul va dicta dacă voi o să apăreți în general în lenta mea sau nu. De câte ori o să apăreți. Imaginați-vă că aveți un buget de 100 de euro pe lună. Este așa un criteriu ca CPM, cost per 1000 de afișare. Cost per 1000 de afișare spune că Facebook-ul o să afișeze 1000 de anunțuri la un cost anumit. Asta e în Moldova de la 1 la 10 dolari. Să ne imaginăm că e 1 dolar. Costul e bun. Un dolar, la 100 de dolari, noi avem 100.000 de afișări. Să ne imaginăm că 50.000 de oameni au văzut de două ori, timp de o lună. Adică, fiți sinceri cu voi și răspundeți-vă la întrebare. De câte ori voi ați văzut publicitatea noastră? Publicitatea altor branduri? Și nu ați făcut nică pentru asta. Din diferite motive, nu vă trebuie amu, ați cumpărat de amu, nu aveți argumente destule, da, dar mai pe urmă, la anul, nu știu, mă mai gândesc, ca să mai văd, adică câte vizualizări au fost per voi? Fiecare vizualizare face parte din acele mii de afișe. Și atunci când bugetul vostru este 50 de dolari, voi un fel de, așa, de ce zic să credeți că sunteți? Că este un fel de buspost, 3 postări, 10 dolari, așa, să ne vadă vreo 30.000 de oameni, așa, că suntem. Publicitatea este strategie, publicitatea este luptă, este crearea audienței reci, transformarea ei în audiență caldă, lucru cu audiența caldă, transformarea în fierbinte, vânzarea, traficul spre landing, 5 dolari pe zi minim. Dacă noi cu 5 dolari pe zi minim o campanie, spre exemplu Facebook Start, dacă eu vreau să fac trafic spre site, eu trebuie să fac publicitate cu minim 5 dolari, nu o să-mi dai voie mai puțin. Și eu vreau 30 de zile. Asta sunt 150 dolari ca să arăt numai încolo. Dar dacă vreau și remarketing, să văd încă, să mai arăt niște feedback-uri.
încă vreo $20. Dar dacă vreau și un remarketing final să fac prin lead generare sau prin message, încă vreo $30-$50. Ia că €200 numai pe un curs. 200-300 €. Asta așa, să vindem, dar dacă vrem, avem un spot publicitar și vrem să-l arătăm la toată Moldova, da, greșeala mare, 1865, da, sunt printre aici, printre frații din webinar care promovează 1865 Moldova, or, că se vadă mai mulți. E că aici, la noi, este un fel de dilemă, o dilemă în care bugetul nostru nu ne permite noi să ieșim din mahala noastră. În care noi avem anunțuri care nu sunt recunoscibile. Brandul nostru nimeni nu-l știe. Noi comunicăm sau pe toate rețelele, sau vopșe nu suntem întrânsele. Noi nu avem audiențe. Acestea, dacă nu avem, nu facem, nu este, le transformăm în... E că aici la noi este și ipoteza de rezultat. În cadrul sărbătorilor de iarnă. O ultimă întrebare vă o să vă pun. Crearea audiențelor, setarea bugetului mai bine, crearea strategiilor, crearea unui concept de recognoscibilitate. Dacă aveți brand sau dacă lucrați pentru branduri, pentru voi asta este relevant. Cine din cei prezenți aici azi ar spune cu mâna și puneți pe ceva mâna și spuneți, voi ați vrea să puteți să implementați și să implementați în așa mod încât să vă aducă vă un rezultat. Foarte mult vă rog, vreau să văd din cei peste 50 de oameni care sunt, care ar vrea să seteze anunțuri, să seteze ecosistemul, să aibă strategii de campanie. Cine este aici? Doar Nicolae? Un om? Haideți, o să avem așa, dă-vă-i cesna, da? Dacă voi setați publicitate, deci eu deja știu, așa scrieți, eu deja știu, dacă nu sunteți în zona, adică aș vrea să învăț sau aș vrea să înțeleg cum asta să faci mai bine. Că văd că aici Tina, din Uvajenii, haideți, pentru că noi am avut peste 2000 de absolvenți deja la Talmazan School. Noi am avut câteva bune, spre 10 deja plus, webinarii. Am avut follow-up-uri. Am avut peste 30 de consultații individuale luna asta. Știți, când vedeam că se setează publicitatea a unui magazin care vinde la Botanica și se setează 1865 Moldova, sau livrarea produselor online se seta prin message în care traficul se duce de pe foci din Google sau bugetul de promovare pe toată Moldova €100, asta îmi spune că sunt tare multe sau un audit interesant, frecvența era 14 într-un sat, așa, 14, uitați să stângă publicitate, cred că. Sau un loc de buget total, buget pe zi și un loc să schimbăm $5 s-au pus 50. Tare multe cazuri, foarte multe cazuri, colegi. Și întrebarea este că noi vrem să ne promovăm, noi vrem rezultat. Cine vrea acest rezultat? Ema deja știe. Dar știți ce Ema știe? Pentru că Ema a fost la noi la curs. Ema знает, Ема молодец. Știu, dar vreau mai mult. Eu o să vă dau posibilitate legat de elementul sesiunii de scopuri și să facem și recapitulare, dar pentru cei care vor, pentru cei care ar vrea finalul de an să-l cununeze cu momentul ăsta, noi n-am avut Black Friday-uri, White Friday-uri, dar strategia, apropo, tot în stilul ăsta se lucrează, dar pentru voi am un cadou, o ofertă, un anunț, intermediar până faci concluzii și vă răspund la întrebări. Asta e cursul nostru Facebook Start și workbook-ul nostru de 230 de pagini. Noi, de obicei, avem așa curs care lucrăm în format de Zoom.
Știți, eu înainte foarte, mă simțeam cumva incomod să fac vânzarea. Nu-mi place, eu aș mai face încă un training, dar nu mă puneți să vând. Și acum pentru cei care sunt și care au întrebări, vă rog mult să le scrieți, pentru că eu cușesc să ajung la întrebări. Dar dacă voi ați așteptat cândva vreo ofertă sau dacă voi vreți să învățați, vreți să înțelegeți cum să controlați angajații, vreți să deprindeți o profesie nouă, pentru că vine carantina și voi vreți să lucrați pentru business-ul soțului, cu mătrului sau să prestați servicii ca freelancer, asta e pentru voi. Este despre 10 lecții video, plus un workbook, plus întâlniri în Zoom. Deci asta e un program complex. Costul lui la noi e 84 de euro. Este cursul de Instagram, care la fel este un workbook aparte, două sesiuni de lucru câte două ore. Este proces în care noi avem activitate despre toate direcțiile de Instagram. E ca prețurile standarde care o să le găsiți după acest webinar o să fie de 84-99 de euro. Platforma de 10 videouri vine în cadrul cursului Facebook Start. Iar pentru cei care sunt amoi la webinar, pentru toți voi, dacă citiți în chat, amoi, Iemă confirmă ceea ce eu vorbesc acum, cursul a fost cel mai mega și cel mai explicat, da. Iemă, mersi mult pentru suport. Apropo, din cei care sunt amoi în online, dacă sunt studenți de noștri, scrieți, vă rog frumos, eu am fost și scrieți vreun feedback, pentru că poate cineva ar vrea să audă un suport. Pentru cei care au rămas și vor, cursul noi îl avem Facebook Start la 55 de euro. Cursul Instagram, la fel, la noi este de 55 de euro. Deci este Facebook Start și este cursul Instagram. Aparte, dacă voi vreți ambele, pentru cei care vor mai mult, noi avem ofertă mega, ultima ofertă, dacă vreți, în anul 2020. Asta este 99 de euro pentru două cursuri, două caiete și patru sesiuni online plus 10 video preînregistrate. Deci la 99 de euro voi primiți un program complex Facebook Start, primii pași, asta sunt 10 lecții video preînregistrate, asta e un workbook din 230 de pagini la cost 25 de euro, asta este un program Zoom de două întâlniri, atât la Facebook cât și Instagram, care costă doar 99 de euro. Respectiv, dacă vouă vă este relevant, voi vedeți jos un buton. Un buton în care puteți să vă înregistrați. Puteți să înscrieți mie în Instagram dacă voi n-ați reușit să vă înregistrați, dar vreți. Vă rog, între timp, scrieți-vă întrebarea legată de webinarul de azi, de activitatea voastră, de cum să-mi promovez serviciul X sau Y, pentru că eu să vă povestesc, așa să vă răspund la întrebări, dacă să-mi permiteți. Dar elementul vine, așa eu citesc, pur și simplu, frâneza mea, că citesc aici Ioana, am ajustat pagina companiei ca o floare, mă, Ioana, sănătate. Facebook Masterat. Iem a fost la toate trei, la Facebook Masterat, Facebook Start, Facebook Instagram. Da, Iem e ambasadorul Tomasescu. Am fost la Facebook Start. Cătălina. Mersi, Cătălina. Ok, păi spuneam, partea asta de curs, acum, cei care au pe card 200 de lei pot salva prețul pentru 72 de ore, poate voi acum nu aveți disponibilitate banii ăștia, treceți pe link, achitați sau scrieți mie în privat și vă dau numărul cardului, P2P faceți transferul de 200 de lei și v-ați salvat prețul pentru 72 de ore, ca între timp să vă găsiți modalitatea de achitare oricare, transfer juridic, fizic, noi avem orice formă legală posibilă pentru momentul ăsta. Dacă v-ați gândit întâmplător sau special sau fără a să vreți, că asta e scump, adică mă refer la 99 de euro pentru două programe, pentru două cărți și 10 videouri. Eu vă asigur că voi vă scoateți investiția din prima lună. Sunt care îți zic că n-au timp, noi am scos cumva cele mai mari probleme pe care de obicei le au oamenii, dar e ca cu timpul aici mă, cu voi nesaglasnă, e ca aici este un argument destul de serios, că nu voi avea rezultat. Adică, eu o să trec programul Facebook Start, eu o să trec programul Instagram, o să mă uit la videouri, o să răsfăiesc cartea, o să vin la patru întâlniri și n-o să am rezultat. Dacă v-ați gândit întâmplător așa, 100% garantăm întoarcerea banilor. În toată istoria noastră, de două ori am avut această întoarcere. N-aș spune că a fost obiectivă, dar dacă omul a cerut, după ce a trecut cursul, noi i-am dat bani. Așa că
100% garantăm, vă întoarcem banii. Dacă voi aveți nevoie, că asta e, colegi, întrebarea. Nici nu e vorba de argumente, eu o să fac next la toate slide-urile astea. Câți oameni noi avem acum rămași până la momentul ăsta? 44. Ioana, eu dat 49 de euro. Ioana, asta e viața. Noi suntem buni doar în ajun de anul nou. După anul nou poate o să crească încă mai mult. Respectiv, momentul vine următor, că argumente de ce-ți cumpărați nu vă dau. Unicul motiv este că vouă nu vă trebuie. Dar dacă voi ați spus plus, că vreți să vă învățați să faceți un buspost corect, să setați pagina corect, să vă răspund la întrebări, să nimeriți în grupul de follow-up, toți absolvenții noștri nimeresc în niște grupuri în care noi periodic facem întâlniri, răspunsuri, întrebări. 99 de euro din prima campanie care ați setat-o incorrect o să fie sens. Noi în cadrul programului Start și Mediu discutăm despre campanii simple, buspost. Pentru cei care setează publicitate mai mult de 500-300 încolo euro, este MasterAds. Dar azi oferta este pentru aceste două programe, Instagram și MasterAds. De aceea, dacă aveți frici, cu siguranță eu am răspunsuri pentru ele. Avem foarte mulți oameni. Intrați pe Facebook, pe YouTube, o să găsiți feedback-urile oamenilor care au beneficiat cineva. Mă, e 89, era 149, era și 199 în format offline aceste programe. Azi doar 99 de euro. Vedeți butonul care v-a apărut la nivel de în telefon sau butonul albastru ofertă, în care voi puteți să clicați să vă înregistrați. Dacă voi nu reușiți să vă înregistrați sau nu sprinești sau nu știu ce, scrieți-mi pe talmazan.media. Dumitru, dă-mi numărul de card să fac avansul, să programez pentru 72 de ore. Sau, Dumitru, am încercat să cumpăr startul sau asta, nu știu, nu mi-a reușit, n-am putut să achit, break, nu știu și card blocat, variante. Scrieți-mi și eu să vă ajut, colegii mei o să vă ajute să trecem peste momentul ăsta. Cadouri, apropo, cadouri. Voi în chat aveți un link fixat. Avem un PDF pregătit pentru toți cei care vor să vadă cum să lucreze pe timp de pandemie cu audiența lor. Am creat un PDF care o să treceți pe site, pe link, și acolo este butonul descarcă. Voi puteți să descărcați acel PDF pe acel buton. Deci să rog colegii mei să mă ajute, undeva trebuie să apară, ia că te-a apărut. Pentru descărcarea ghidului, gratuit, accesați link-ul. Accesați acest link și pe site-ul este butonul descarcă, este webinarul nostru, cover-ul, o să-l vedeți așa o chestie. Descărcați și o să vă vină ghid cum să rămânem în legătură cu clienții pe timp de pandemie. O temă, eu nu știu dacă mai trebuie să spun că e relevant sau nu, mai ales că ghidul este gratuit. Așa că cei care vor cadouri, care nu o scumpere, care n-au mai nevoie, dar vor să învețe o leacă încă mai mult decât insight-urile din ziua de azi, pot să vă propun acest moment. Plus, dacă voi vreți neapărat, scrieți vreau un follow-up pe talmazan.md și o să vă includ într-un grup în care putem să facem ori auditul contului vostru, ori să vă ajutăm în strategie, ori în restul. La noi, după program, este sesiunea întrebări-răspunsuri. Până voi mă scrieți răspunsurile, eu vreau să vă spun ce am discutat noi azi și care a fost scopul meu pentru ziua de azi. Colegi, există câteva probleme pe care le are orice afacere. Asta este timpul, oamenii și banii. Toți. Nu contează, faceți servicii, faceți vânzări din produse, consultanță, orice nu ați face, voi aveți precis trei probleme. Oamenii, banii și timpul. Dacă noi intrăm în perioada de sărbătorilor de iarnă, nu uitați că de-al de mine, de-al de voi, sunt sute. Bugete foarte mari, cu recognoscibilitate mai mare, poate. Sau voi sunteți mai mari. Dacă voi nu sunteți recognoscibil, anunțurile voastre sunt copiate din Google și nu aveți content, nu aveți copywriter care să scrie după AIDA, după tehnici, să manipuleze cu oamenii prin texte, să dă întâi problematică, pe urmă să dă soluție, pe urmă să închidă printr-un call to action, atunci veți avea complicații în promovare. Va fi mai greu. Nu că este ireal, dar va fi mai greu. De ce eu vă propun să mergeți pe strategia audiențelor calde? Să mergeți pe toți cei care au privit video, toți cei care v-au scris, toți cei care au interacționat, toți cei care au fost la voi pe site, pe landing-uri, toți cei care au deschis evenimentele voastre. Baza voastră de date, audiențele asemănătoare în baza acestor bază de date.
Încercați lor să le arătați. Încercați să faceți o postare la voi în pagină și să faceți boost post numai pentru cei care dat like. Și spuneți-le, mulțumim mult că ați fost alături de noi în anul 2020. Avem ultima ofertă pentru voi. Dacă ați dat like la pagina Talmazan School, săptămâna viitoare să vedeți așa postare. Ultima șansă să beneficiați sau să cumpărați în avans sau să... sau pur și simplu să trimiteți la toți cei care v-au scris mesaj, nu să-l vindeți, să trimiteți. Mulțumim mult că ai fost alături de noi. Mulți ani fericiți, sănătate, pace, dragoste. Activați-i. Activați pe cei care deja au interacționat cu voi. Nu lăsați ca oamenii care au cheltuit timp, voi care ați cheltuit bani pentru această audiență, să se ducă în neunde. Încercați să fiți alături de audiența voastră. Dacă voi nu aveți cunoștință, nu sunteți sigur, contul vostru de Instagram nu-i setat, nu știți care este contentul, care este audiența, ce este job to be done, cum setează pagina, tipurile de content, formatul de content, boost postul, audiențele, contul de publicitate, bifa și cu 20%, e pusă, nu e pusă, modalitatea de plată, structura campaniei, contul de Instagram, feed-ul, stilistica, descriere, ID-ul, nume, logo, highlights-uri, dacă e CPM, CPR, CPC, dacă tăi ce eu vorbesc cam uia, pentru voi e cunoscut, dar parcă nu mai trebuie încă ceva. Beneficiați de oferta noastră, scrieți în Instagram. Ori intrați în Google și vedeți ce acolo. Acum, după cum am promis, întrebări-răspunsuri, ce vă doare, cum v-a părut webinarul de azi, ce insight-uri ați primit și dacă ați primit ceva insight-uri, vă rog foarte mult să-mi scrieți, să-mi scrieți în mesaj. Eu o să răsfoiesc un pic ceea ce voi ați scris. Așa, aici era ultimul mesaj cu participanți, super util. Olga, mulțumesc tare mult, sper mult că ați făcut stories, Olga, și restul oameni. M-ați tăguit că eu după asta inspirat să mă duc spre casă și să fac share și să citesc feedback-urile voastre. Descărcați ghidul a mesajului care este fixat mai sus și veți putea vedea un PDF creat special pentru voi la nivelul de cum să lucrăm cu audiența în pandemie. Respectiv, am încă un slide în care spun că atât pentru astăzi, mulțumim mult că ați fost alături de noi, mulțumim mult că manifestați interes față de domeniul digital. Ne vedem cu siguranță și la alte evenimente.